La 21 de ani, Răzvan Oaidă a făcut un salt important în carieră și s-a transferat la unul dintre cele mai mari cluburi din țară. Antrenorul Liviu Ciubotariu se bucură de reușita elevului său, dar recunoaște, mai în glumă, mai în serios, că și-ar fi dorit să ajungă la o altă echipă. Mă bucur foarte mult că a reușit sau a semnat cu echipă mare a campionatului nostru, trebuie să recunosc. Cu toate că eu mi-aș fi dorit să ducă la Dinamo. Un rol extrem de important în ascensiunea tânărului mijlocaș l-a avut Costel Enache, o spune răspicat Liviu Ciubotariu, care îi sugerează lui Oaidă să nu uite nici de colegii săi de la echipă. Din punctul meu de vedere, un mare merit îl are și Costel Enache, pentru că el l-a descoperit, el l-a avut la lotul de juniori, el l-a adus aici. Deci trebuie subliniat acest aspect. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi se întâmplă toate lucrurile astea. Sunt multe persoane cărora ar trebui să le mulțumesc, în special domnului antrenor Costel Enache, care a fost, el m-a propulsat, ca să spun așa, conducerii, colegilor. Sunt convins că o să-și facă treaba 100% aici, pe perioada cât va rămâne la noi, după care trebuie să dea o bere la băieți, că și cu ajutorul lor, da? A reușit să se transfere la un club important din România. Până la vară, când va merge la FCSB, Răzvan Oaidă va juca în play-out pentru FC Botoșani. Mă bucur că am semnat acest contract. Este un pas important în cariera mea. Tot ce promit este să rămân la fel de serios, modest și concentrat pe ceea ce am de făcut. Sunt la Botoșani. Voi da totul pentru Botoșan până în vară. Mijlocașul de 21 de ani a fost transferat la FCSB pentru 700.000 de euro.